Salutări, băi și fete, bine v-am găsit la un nou episod din Construction Simulator. Astăzi continuăm cu misiunile noastre scumpe și dragi. Nu știu mai exact ce avem de făcut acum, de fapt ne îndreptăm spre următoarea misiune și vom vedea acolo când ajungem ce avem de făcut. Ne pregătim să ajungem la locație, nu știu exact ce avem de făcut, nu știu de ce m-a adus aici. Stați așa două secunde, de ce mi-arată aici așa, când ce am eu de făcut e acolo. Da, nu știu, a luat o raznă. Mergem cu fast travel. Deci mi-a arătat până acolo și când am ajuns acolo mi-a arătat să întorc. Da, bun. Bun. Curățenie, tată. Ia să vedem. Ia să vedem ce ne zice aici. Clean up the area. Bun. Nu e o problemă. Curățăm aici tot ce-i de curățat. Ma. Și aici ce s-a întâmplat, mă? Deraiat un tren. Ești nebun? Bun. Curățăm aici frumos zona și să vorbim cu tovarășul Pacepa, să vedem care e faza cu el. Drive to the gravel plant and fetch a load of gravel while I inspect the tracks for damage. Bun. Deci trebuie să mergem să aducem gravel. Un graveluț. Hai să vedem unde e gravel plant. Da, nu știu care e faza, dar vom vedea noi imediat. Hai să mergem, ci că e în direcția asta. Refuel the construction machine. Am înțeles. Mergem să facem refuel prima dată. Go Power Rangers. Am ajuns, bă, tată, și aici. Ia uite ce repede a fost. Hai să vedem care-i treaba. Să încărcăm aici un balastru și să ne cărăm repede. Dar de ce mi-arată pe acolo când eu trebuie să mă bag pe jumate? Zici că-i tâmpit jocul ăsta, n-am văzut așa ceva. Hai, mă, tata. Atât că nu o să facem drumul înapoi. Cred că o să dăm fast travel, că avem mult tare de mers. Avem mult tare de mers și nu e ok. Nu e ok deloc. Bun. Să facem așa. Pac. Și dăm rachetă fast travel. Ușurel, 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 ușurel. Așa, bun. O dăm mai în spate, mai în spate chiar. O să ridicăm asta. Și o să facem o poză.
să avem așa de thumbnail. La fiecare moment așa mai interesant o să facem câte un thumbnail, tot o poză de fapt, și la thumbnail mă decid eu pe care să le folosesc. Ce Cristos, mă. Stai să vezi acum că l-am vărsat un pic aiurea și a căzut pe lângă și acum mi arată mie că, vezi, Doamne, n-am adus suficient. Gata, tată, problemă rezolvată. Problemă rezolvată. Cios, fraier, m-am născut poi mâine. Nu, tătuți. Am făcut schema Hormit. Am venit pe partea asta cu utilajul și l-am împins nițel. Eu știam că e de ajuns, doar că e vărsat prost. Da, na. Hai, mă. Ce-ai făcut atât de înțepenit? Te-ai înțepenit, este? Te-ai proptit? Atât. Tu vrei să-mi spui mie că eu m-am dus să aduc o daia ca să pune locul pe mă de balastru. Ferească Dumnezeu și Maica lui Doamne, Doamne. Nu contează, e perfect. Hai, ieși afară din ăsta. Ia. Hai că pe asta nu știam. Învățăm lucruri noi. Învățăm lucruri noi. Bun. Hai să urcăm în mașinică și să-i dăm viteză către bază, cum ar veni. Avem de vorbit cu al nostru băiat. Apes Company. Am demolat și un stâlp, că nu așa ne place, noi mai demolăm așa din când în când. Ah, there you are. I have to tell you, you did an excellent job, quickly and cleanly. I'm impressed. You're a natural. Listen, last night I realized that I'm getting too old for this job. I've done everything I wanted to do. But it's time I think about retirement. And after you impressively demonstrated what you're capable of, I started thinking that you could take over my business. I'd hand it over for a nominal price. I'll also happily help you out to begin with while you find your feet. Well, what do you think? We have a deal? Da. Deci tovarășelul vrea să ne lase compania. That was a swift but well-earned step up. One minute you're living day to day, and the next you own a whole company. Mă, dar de ce zice? The best thing to do now is trăiește așa după zi pe alta, chiar sărac. Rău. If you want to run it successfully, I recommend you first take a close look at the upgrade levels and start meeting the goals listed there.
You should take a look at the vehicle fleet and the finances to see what it takes to manage. Da, hai că deja mă iei tare. Bun. Bun. Hai să ne uităm aici la companie. Ok. Bun. Upgrade levels. Care-te? Bun. Construction machines. Da, 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 da. Bun, pe asta o știu deja. Profile. Bun. Hai să dăm aici la skills. Ok. Câte avem? Un punct disponibil. Bun. Hai că investim aici pentru, pentru primul... Așa. Hai să ne uităm direct aici la jobs. La campanie avem cam tot în afară de asta. Bun, hai că o vedem noi după aia. Aici la DLC. Avem Soccer Expansion. Și vom vedea noi cu timpul care e faza acolo și cu ce se mănâncă. Dar, pentru moment, avem câteva chestii pe care le putem lua. Parc, garaj sau drum. Așa că o să mergem direct pe garajul ăsta, că mie mi-e silă să stau să... Așa. Bun. Eu nu l-am luat sau ce? Da. Hai să luăm pasta. În prima fază. O luăm pasta și așa știm o treabă. Bun. Cum am discovered location, mă? Nu-i problemă. Mergem acolo chiar acolo. Hai să mergem direct acolo și să închiriem. Tătuțu, am ajuns. Hai să ne dăm jos. Și... Ce informații, mă? Lasă-mă, mă împace. Și ne trebuie... Ce ne trebuie? Dozer. Mergem frumos aici și închiriem dozer. Îl închiriem ca să știm o treabă. Mergem acolo pregătiți, nu stăm ca fraierii. Ajunsărăm și aici la teren. Și avem de îndreptat aici zona, bă, băiatule, bă. Avem ceva de muncă, dar nu e o problemă, că noi suntem pregătiți pentru orice. Hai cu tata. Bun, lăsăm asta și dăm să-i pută toba. Întoarce. Practic aici a fost un parc înainte, doar că vrea a fi modernizat.
Hai, tata, putere. Cu putere. Ia să mă așa subit. Mai merge făcut o șmecherie aici. Bun. Nu știu cât de jos vine lăsată toată situația asta, dar e de muncă. E de muncă, că e groasă situația și trebuie îndreptat tot aici. Da, nu e asta o problemă. Aici, pe partea asta. Mermelit la asta, ce-i drept. Aută-l cât intră. O grămadă. Aici mai întoarcem un pic spre direcția aia generală. Ducem așa. Întindem aici toată area. Toată zona, adică ar veni. Jumecheria e alta, nu? O să întorc un pic situația. Aici e cea mai nasoală zonă. Aici mai trebuie luat. După cum se poate vedea. Zona asta e destul de lăsată și trebuie curățată bine. Ia. Trebuie, uite aici. Dar nu știu, am așa o vagă impresie că nu-i lăsată suficient lama și mă stresează chestia asta. Parcă acolo, la prima zonă, tot mai trebuie luat un pic. Hai că vedem noi după aia. E un pic de mermelit, să fiu sincer. Dar nu e o problemă. Tată-mă, haide-mă, tată-mă, că nu mai are mult. Uite zona aia.
zona aia trebuie linșată ca lumea. Întoarcem aici, ne mai ducem o dată și cam asta a fost. Că e clar că e gata. No. Eu v-am spus. Da, uite că au fost scoși copacii. Puteți vedea. Copacii vechi au fost scoși, au fost scoși. Deci e clară situația că aici a mai fost ceva. Bine, ceva. A fost un parc. Dar îl vor moderniza. Bun. Acum noi trebuie să mergem să luăm un compactor de sol. Și îl luăm imediat. Tot așa împrumutat, că nu așa ne place, noi lucrăm cu împrumuturi. Și într-un fel e mai bine să nu ne hazardăm așa tare, pentru că dacă mă întrebați pe mine în live, am cam luat o razna, adică ne-am cam aruncat. Ne-am cam aruncat cu toate cele, am cumpărat-o, hai să o cumpărăm și pe aia, hai să o cumpărăm și pe aia, hai să o cumpărăm și pe aia și n-a fost chiar ok. Mai întâi o să vreau să strâng bani și după aia vreau să luăm una și alta. Bine, achizițiile tot aceleași o să fie primele, adică o pompă și o cifă. Deci alea o să fie primele achiziții. E clar că sunt necesare achizițiile alea, așa că n-am ce să fac. Adică aia întâlnesc cel mai mult. Aia, după aia o să ne trebuiască o macara din aia statică. Macara aia mobilă mai durează, e scumpă rău de tot, 30 ceva de mii. Dar da, o să cumpărăm cam tot aceleași lucruri pentru început. Și o să vreau să ne facem expansiune la o nouă companie. Asta e clar, adică să avem mai multă zonă, să putem cumpăra mai multe utilaje, mai multe tot felul. Noi de jos ca tot om. Și o să ne facem treaba destul de lejeră, adică când avem de făcut delivery sau ceva de materiale, o să le comandăm să vină direct la șantier, nu o să stăm noi să le încărcăm, să le cărăm, să nu știu ce. N-are sens. E puțin așa inutil. De exemplu asta, dacă am terminat acum, le-am și dat înapoi ca să nu cheltuim mulți bani. Și o să o ținem așa o perioadă. Cătinel, cătinel, gen. În ce să intru, mă? Ia stai așa. Aha. Care e faza? Bun. Hai să vedem ce ne pune să facem aici. Două găurele aparent. Bun. Hai să facem schema hormiț. Să săpăm aici găurile astea de copăcei. Așa ce nu-mi iese aici. Așa zi, mă, tată. Hai că am săpat-o, dar am umplut-o de sânge pe asta.
săpat-o pe asta, dar am umplut-o de sânge, tată. Că ce scot afară, bag înăuntru când închid pupa. Nu e problemă. Nu e problemă, mai avem un pic. Băgăm cupa de 7 ori ca să plantăm un pom. Tehnic vorbind. Bun, deșarta asta în gura măsii. Bun. Să ridicăm și asta că face figuri după aia. Și să o săpăm și pe asta la altă. Nu știu, e panorama rău de tot buldoi excavatorul ăsta, nu-mi place deloc. Adică e nasol așa. Da, na, deocamdată ne mulăm și noi pe ce avem. Cade din el, bă, n-am văzut așa ceva. Adică totuși am închis cupa bine și tot cade din el. Du-te la gara de nord. Și ce fac? Pe ăsta mai exact, îl trimit direct acasă. Du-l acasă că e panorama. Du-l acasă. Du-l acasă. Du-l acasă. Bun. Flatback track-ul. Urcăm în el elegant. Și trebuie să mergem să aducem sapling. Da, de ce mă pui tu pe mine să merg pe acolo? Așa vrei tu, este? Lasă că eu nu vreau pe aici. Eu mă duc pe aici, simplu. Poate vrei să sar gardul pe la ăștia pe aici. Așa, simplu. Eu nu fac stopul că mie nu-mi trebuie. Dacă vreau, intru pe aici, pe un grădin. Așa. Am ajuns aici la băieți. Pac. Hai să dăm comandă de copăcei. De copăcuții. Copăcuțurilele. Unde este? Unde este? Copăcuții care este? Bun. Și o să dăm direct să se ducă la șantier. Ca să nu stăm să ne batem capul prea tare. Urcăm în a noastră baragladine și ne ducem direct la șantier. Că n-are sens. Bun. E un pic inutil, știi? Să stăm să ne batem capul acum. Pentru doi copaci. Mergem acolo, i-am plantat. Cred că e gata misiunea. Bă, că deja e 70%. Bă, ce rău arată gen drumul ăla. Uite, pe aici trebuie să ajung. Și mi-arată să mă întorc înapoi. Tu te bă că nu te crepă. Bune că mi-a trântit acolo. Futu-ți zrasa. Deci a fost cea mai... E ok. Gata, bă, tata, am pus cum trebuie. A fost o panaramă mare, dacă știam că mi le aduce așa urât, le-aș fi luat eu direct. Adică nu stăteam să le cumpăr și să le trimit, le cumpăram și le aduceam. Bun, hai să scoatem utilajul și să plantăm pomii. Ușor, 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 am zis.
o dată. Și încă unul bătătuț. Sper să ajungă brațul, dar ajunge, mă, n-ai cum să n-ajungă. N-avea cum să nu ajungă. Hai să închidem brațul la utilaj. Să scoatem tot aici. Cred că asta a fost. Aha, și acum trebuie să vorbim cu Neom. Ia zi-o, cocoșel. Da, mă, tata, uite, parcul e gata. Much better decât ce era înainte, cred și eu. Bun, hai să ne uităm de un următor job, cum ar veni. Aici ar însemna ori una, ori alta. Și avem Road Village. Dar cred că n-avem ce să facem, cred că trebuie să le facem paste. Vrei, nu vrei, trebuie să le facem paste. La campaign aici. Da, deci poți să te bagi la orice aici. Aha, și după aia o să construim un castel. Băi, ești nebun. Hai că asta sună bine rău de tot. Bun. Aici o să mai avem de lucru până una alta. Da, aici trebuie să mai cumpărăm noi. Da, ia stai. Stați așa. Warehouse. Bun. Stați așa un pic. Milestones, upgrade levels. Bun. Aș putea să cumpăr asta de pe acu. Dar nu știu dacă se merită. Hai, las-o pentru episodul următor. Bă, tata, cam asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ce să zic, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!